Elevii din Rezina au făcut totalurile activităților dedicate săptămânii tineretului. Timp de 7 zile, tinerii au participat la diverse activități sociale, îndemnându-i pe semenii lor să fie cât mai activi și mai curajoși pentru a contribui la dezvoltarea comunității. Creativitatea și capacitățile elevilor au fost apreciate. Ne bucură faptul că tinerii care întotdeauna au fost activi și în această săptămână la fel au fost de activi. Vreau să zic că numărul lor s-a mărit, fiindcă văzându-i ceilalți activi și o bună parte din ceilalți elevi s-au alăturat voluntarilor la activitățile pe care au fost desfășurate în această săptămână. Sunt sigură că activitățile pe care au fost desfășurate în această săptămână le este de un mare folos, fiindcă am implicat și inspectoratul fiscal pentru a veni cu informații utile pentru ele. Am implicat incubatorul de afaceri ca să le facem o cunoștință cu micile afaceri care pot să le inițieze elevii. La fel am implicat aici și voluntarii care au mers în instituții, spital raional, care au mers în instituții și le-au citit ore, aducându-le diverse informații. Nu mai puțin special a fost și concursul organizat în această săptămână cu Mister Rezina 2016, un concurs care chiar cei care au fost implicați au pregătit foarte bine și a fost un concurs nou pentru tineri care nu s-au mai organizat până la moment. Aș vrea să menționez faptul că aceste activități nu se finalizează doar la finalul acestei săptămâni. Ne propunem ca și în continuare să implicăm tinerii în diverse activități în beneficiu societății și sunt sigură că tinerii vor fi la fel de receptivi cum au fost și până la moment. Pe parcursul acestei săptămâni, tinerii s-au implicat foarte activ, chiar suntem bucuroși și, dacă cinstit, nu ne-am așteptat că așa binevoitori și așa implicare o să fie. Am avut și concursuri, am avut și dezbateri, și mese rotunde, și astăzi de ce ați văzut flash mob și concursuri diverse, la diverse subiecte. Deci se vede că tinerii aspiră, după cum și au deviza la voluntari. Ne bucură mult că s-a mărit numărul copiilor la voluntari și mai mult că au o colaborare frumoasă între instituțiile din oraș. Tinerii noștri totuși au inițiativă, doresc să se implice. Nouă ne rămâne numai să-i susținem și să le creăm condiții pentru a se manifesta, pentru a se afirma în diferite momente, în diferite situații, activități. Lucru în echipă este un lucru important, pentru că unul singur nu face nimic. Echipa te mobilizează, echipa unește, lucrul în echipă face roade. Și aceste roade sper că sunt, le vedem și astăzi și vor fi și în timpul apropiat sau cel mai îndepărtat. Potrivit tinerilor, implicarea în diverse activități este un prilej de a se manifesta în fapte de binefacere. Mă implic în voluntariat deoarece îmi face plăcere să ajut oamenii, să aduc la cunoștința lor diferite teme, să dau unele sfaturi și îmi face plăcere să aud un simplu mulțumesc din partea cuiva, adică pentru un simplu ajutor. Am abordat diferite teme, ca de exemplu viața fără alcool, fără tutun, fără violență și sunt unele persoane care cred că este bine ca să existe violență sau trăiesc viața cu alcool și le place. Noi încercăm să le aducem la cunoștință că acestea sunt niște lucruri rele și să ajutăm cu ceva. În această săptămână ne-am implicat în multe acțiuni, activități. Desigur, cel mai important a fost lucrul în echipă, de care noi am dat dovadă și eu cred că toți ar trebui să lucreze în echipă, pentru că fiecare are ideile sale, iar împreună noi realizăm mai multe și e mai greu când de unul singur faci totul. Și eu cred că tot ce am învățat este că implicarea
și perseverența, ambiția ne va asigura viitorul. Am învățat multe lucruri utile, după care și noi am oferit tinerilor lucruri utile. Mă mândresc cu ceea ce conlucrez în fiecare zi și doresc tinerilor la fel să se implice în aceste activități. Eu am un îndemn pentru toți tinerii să se implice în diverse activități, pentru că va fi util și bine. La final de eveniment, voluntarii au prezentat un flash mob, astfel îndemnându-i pe semeni să fie mai activi și mai curajoși. Oh,